Cerurile se deschid, iar sânzienele încep să cânte și să danseze. Împart rod holdelor, înmulțesc animalele și păsările, umplu de leac și miros florile și dămăduiesc bolile și suferințele oamenilor. Tot astăzi marcăm și Ziua Universală a IEI, o inițiativă remarcabilă inițiată în urmă cu 5 ani de comunitatea La Blues Rumeni. Reper identitar, ea este sărbătorită începând cu anul 2013, în noaptea cerurilor deschise de sânziene. Ziua Universală a IEI celebrează piesa principală a costumului popular românesc, dar și ideea de feminitate. Așa s-a deschis sărbătoarea IEI la Ninoasa. În fiecare an, în Comuna Amintită, este marcată această zi importantă prin tot ceea ce înseamnă tradiție românească. Aninoșenii și toți cei care au dorit să participe la această sărbătoare au avut ocazia să vadă o bogată colecție de costume populare românești. Activitatea de astăzi este una cu totul deosebită. Suntem într-o zi frumoasă de vară și ne-am adunat în fața Centrului Cultural Ninoasa, așa cum facem pe această dată încă de 5 ani, când a apărut ideea Zilei Universale a IEI. Sânziana sau drăgaica, prin tradiție, este considerată sărbătoarea soarelui. Mai mult de atât, la noi, la români, a devenit ulterior și ziua IEI simbolului tradițional. Aceste obiecte minunate, după cum vedeți, am pregătit pentru cei prezenți astăzi o colecție impresionantă de IE, mai mult de atât o colecție de costume populare complete, care aparțin Cristinei Ilie. Așadar, pentru a marca IA, Cristina Ilie a adus la Ninoasa 10 de porturi tradiționale pe care le-a expus pentru publicul larg. Marcăm astăzi la Ninoasa Ziua Universală a IE, așa cum obișnuim de 5 ani, de când comunitatea La Blues Rumen a inițiat această frumoasă idee. Am adus astăzi la Ninoasa 10 de costume populare din colecția mea particulară, care se află în casa de la Dragomireș, satul Decindeni, și ne-am gândit să le admire și ceilalți, să vadă ce înseamnă pentru noi tradiția, ce înseamnă pentru noi a fi român. Și pentru că ne-am adunat aici la Ninoasa, alături de noi au fost și dansatorii din ansamblul Vestitorii Ninoasei, bineînțeles Vlăduț Nicolae, care s-a ocupat de organizarea acestui eveniment alături de echipa lui de tineri, dar mulțumiri adresăm și domnului primar Constantin Măricescu, primăriei și Consiliului Local Ninoasa. În timp ce Vestitorii Ninoasei au oferit un frumos spectacol pentru a îmbogăți atmosfera, oamenii prezenți la eveniment n-au putut sta deoparte, încingând și ei hore și sârbe în fața Centrului Cultural. Astfel că sărbătoarea a durat atât cât i-au ținut picioarele să joace în cinstea IEI și a tradiției românești.